nu mai greu de făcut. Bratul. A bătut bine Bratul. Huja scoate acum. Gol, gol, gol. Pentru Petrolul marchează Irobiso. Se pune golul. Cred că se pune. Acolo ar putea fi, repet, ar putea fi o ușoară suspiciune de fault în atac la Huja. Să vedem dacă la se verifică. Prima, la, da, la prima reloare. Lovitură de cap. Da, acolo mi s-a părut ceva ce ar putea fi analizat. Nu bag mâna în foc. Să nu trecem peste această fază fără a remarca calitatea centrării lui Bratu. Da, Bratu. Ia să vedem. Dați-l pe... Nu, nu-i fault. Nu, Mitrea nu a sărit. Mitrea nu sare. Huja sare. Ei, e cu mâna pe el, e cu mâna pe el, da. Reflex bun al lui Arlauskis la prima fază. Nu cred că poți să dai fault în atac. Nu cred că poți să dai fault în atac. Pentru că, într-adevăr, Mitrea trebuia să sară. Mitrea nu sare. Apoi, de lângă Irobiso, sunt trei jucători ai Craiovei, toți înalți. Bancu, Crețu și mai era cineva acolo. Poate Screciu, nu știu. Și nu sare niciunul din ei. Irobiso. Cât ori fi exersat ei pentru momentul ăsta. Bine ați revenit, domnule Arlauskis. Gata, da, s-a terminat verificarea. 1-0. Să plece oare Petrolul cu 3 puncte și de la cealaltă Craiova, tot în deplasare. În ce caz, meciul devine dramatic deja pentru jucătorii olteni. Vor risca.